Thank you.
Frumos. Te salut, te salut, Zuș. Aici un armăsar frumos, mă, nu l-am văzut la domnul Zorel încă până acum. Nu-i bai cu el. Fii atent aici numai, frumusețe. Ești acal. Hop. Cal între cai. Hop. Fii atent crăpătură, bușule. Are, 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 s-a tot ce trebuie. Unde l-a potcovit? E un cal cu sânge. Unde l-a potcovit? La lucinon. Frumos, frumos l-a potcovit. E un cal cu sânge, el așa cum îmi place mie când e... E greu, atâta e activ. Hop. Hop, hop, pista. Hop. Hop. Hai, 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 hai!
Hai, hai, hai! Bruno, ne. Ne. Bruno, ne. Sus. Tu să-i faci un nas la spate. Hop. Ne. Ține așa. Foarte frumos. Poți să duci încolo să vină mânjii pe aici. Du-te către câini un pic, Buș. Că atunci încolo. Zică imagine. Știi că mie nu că sudam la Interpol. Oh.
Uviște ca. Domnul Cristinel, vă place la noi la Helerie? Da, 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 da. Foarte frumos. Aici vi-l prezint, domnul Cristinel, pe veteranul Bruno. Da, un cal foarte frumos. Zonzorel, ai spus odată ceva, că ți-am întrebat că... Ți-am întrebat odată ceva legat de dacă ar avea Bruno vreun defect și ai spus că n-are niciunul. Așa. Așa m-ai zis? Da. Și nu uiți chestia aia ce mi-ai zis-o. Nu are niciunul. Foarte frumos. Din ăsta în cel mai amărât casă, ne-ai Dumnezeu să știe ca Bruno. Așa. Dar vreau să zic că ți-ai achiziționat un negru de poveste. Noi l-am văzut de... Noi... Uite, domnul Cristi, care am o defecție, că e ca smusă coda. N-are nimica. Dar ăsta stau cam băgat mult. Uite, domnul Cristi, ce poziție o la care un gât scurt și... Așa, așa. Uite cum stă, că nu poate paște. Îi faci și tu covor roșu și de alea, alea. Domnul Cristi, ceva apă spun, ți-aducă... O adus ceva? Da. Nu, lasă că când merg la mașină. Păi și până atunci alerg sete. Da, nu, nu răbd eu sete. Îmi place negru tău, Dorel. Domnul Cristi, mâine o să-l vezi la concursul de tracțiune la... Îl aduci la, la tracțiune, îl bagi? De nu. Nu avem noi vreme să-l antrenăm, dar totuși un pic îl punem acolo. Așa, așa. Așa e plăcere. Așa e plăcere. Mie face... Buș, dar vii și tu, nu? Cu ceva. Vine și domnul Bușu. Dacă nu duce cai, duce muiare, atât duce doi, ceva. Depinde acolo ce e hotărât de lume. E vorba, fața locului. E vorba de cai. E vorba de cai. Exact. Sper să... Să mai cu număr limitat până la urmă de locuri. S-a anunțat, multă lume auzi, ascultă-mă, unul vine cu 20 de cai. Cu 20? Cu 20. Au ăia loc acolo, nu mă tăi, gândesc la asta. Da, e plin acolo, cât vezi aici cu ochii, numai hotare. Atunci... E bună treaba. Așa aici ar fi fain, domnul Cristian. Păi, 20, pă, da, da, da. Domnul Zorel, de ce nu te gândești să faci tu aici? Și să faceți de tradiție? Dar putem să facem, domnul Cristian. Da, se poate, deci de acum până la iarnă puteți face. Zic aici că... ne-a putem face la tine un concurs. Da cum? Uite, aici ne-a pe drumul ăsta, ne-a pista de tracțiune, domnul Cristian. Așa? Și apoi venim, atunci cum se treaba. Și loc de desfășurare și pe parte și pe alta, aici este suficient. Eu zic că ar fi cel mai frumos loc. Aici, nu știu că no. Este și pot acces să vină toate mașinile. Deci, domnul Zorel, până la urma urmei, rămâne de proiect, așa-i? Rămâne, acum venim după alegeri, domnul Cristian. Nu comentăm nimic până la alegeri. Am înțeles. Vedem la lege cine este primar aici, domnul Cristinel, rezagem și politică. Dacă a fi de-a nostru, dacă n-a fi de-a nostru, dacă ne-a lăsat, dacă nu ne-a lăsat, nu știu. Așa, așa. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faceți? Am venit la cai. Cum vă simțiți pe la cai? Bine. Care-i spuneuții tăi? Aia doi cu aia. A, poți să o aduci pe cea mică să o vedem, pas pe mămica. A. Sau poți să rămâi și acolo, numai să ne-o arăți. Cum o cheamă pe ea? Suzi. Și pe cea... Da, e prințesa. Prințesa? Hai, arată-ne pe asta alaltă. Te rog. Asta-i Sabrinul cu mânzul lui prințul. E, da, prințul e ca un cățeluș, așa, e mic, mic, așa-i? Da. A? Nu mi-l dai mie pe prințul? Nu. Ha? Nu. Îți dau o cutie mare de ciocolată? Nu. De ce? Mă, dă! Da. Ți-a plăcut astăzi aici la cai? Da, mi-a plăcut. Ce te-ai jucat tu astăzi la cai? Ce m-am jucat, am stat cu... Mă, dă! Cu surioara mea și... Așa? Și? Și m-am jucat cu drona. Te-ai jucat cu drona? Ți-a plăcut cu drona? Da, și am luat interviu la tati. Și ce l-ai întrebat pe tati? Câți ani au cai, cum îi cheamă... Și ți-a răspuns? Da, dacă e greu să ai grijă de ei... Și ce au zis, că e greu sau ușor? E greu. A? E greu. Și ce ți-ai gândit tu să faci zilele următoare? Nu știu. Ai fost la Băi, la Bihor, la Oradea. Când ai fost? Anul ăsta, nu știu când. Hmm? Am fost, dar nu știu când.
Ai uitat? Da. Prințul, el ce vârstă are prințul? Știi, știi vârsta? Cred că 2-3 ani are. Nu, ăla mic. Da, ăla mic. Ăla mic are vreo 2-3 luni. 2-3 luni. A, cam așa, așa e? Da. E cel mai micăluța tău? Da. Fiepele negre, ți-i drag de ele? Da. Cine s-a ascuns acolo în iarbă? Cine s-a ascuns acolo în iarbă? Ia uite. Aia doi? Ha. Îi leu cu... culora. Și ce fac ei? Ce fac ei aici la cai? Se uită de cai, au grijă de ei. Ca să nu vină noaptea nimeni pe aici, așa-i? Da. De fapt păzesc cai, așa-i? Da. De obicei mere noaptea cu caii, anci și doarme noaptea pe aici. Așa, așa. Și de-aia vin caii. Îi iubești căluții? Da. Cât de mult iubești căluții? Foarte mult. Așa. Ai vrut să mă întreb ceva? Nu. Hă? Nu. Te-am plictisit? Nu. Nu te-am plictisit, dar? Vreau să-l aduc pe Bruno, să termină. Ai vrut să-l aduci pe Bruno? Da. Ai vrut să-l prezinti tu pe Bruno? Da. Bruno e frumos? Da. Ce-ți place ție la Bruno? Că îi cuminte. Așa. Și el m-am distrat cu el. Da? Da. Pe unde ai fost? El. Da. La some și i-am împetit cu ama, l-am spălat, așa. L-am băgat prin apă, eu singură. Singură l-ai băgat în apă? Da. Până unde ți-a ajuns apa ție la some? Arată-mi. Până acolo? Da. Și ți-a luat cizmulițe de gumă sau? Nu, mi-am dat jos papuce că n-am jos. Și erai numai în pantalonă scurtă, așa-i? Da. Și o fost rece apa sau cum a fost? Caldă, că am stat un pic, o fost rece și pe m-am obișnuit. Ți-ai dat așa un pic pe picioruțe cu apă? Da. Da? Da. Tu acum inițial în ce clasă ești? În ce clasă? În clasa 1. În clasa 1? Da. Clasa 1? Da. Clasa 1. Și anul ăsta ai făcut pe... Cum ai făcut școală anul ăsta? Pe tabletă? Nu. Dar? Mi-a dat... Ne-a dat fișe, ne-a trimis fișe pe telefonul lui mami. Și ai făcut acolo fișe? Și a fost fain? Da. Dar te-ai întâlnit cu colegele tale? Nu te-ai întâlnit anul ăsta deloc, așa-i? M-am mai întâlnit la magazin. Odată am fost la o prietenă, la o prietenă de 1 martie. Așa. De 8 martie. Și m-am întâlnit cu o prietenă de la școală. Și? Și am jucat, că am avut căluși, a venit și fratele. Ce v-a jucat? Cu căluții? Da. De amici de jucărie? Da. Și ne-am jucat fața ascunselea. Și câți copii ați fost? 3. Eu, prietena mea și fratele lui. Și pe unde v-ați ascuns? Printre mașini sau pe unde? Nu, am fost ca într-o căsuță. Și au făcut și adulți, au făcut flori de 8 martie pentru... Pentru mămici? Da. Și ți-a primit o floricică? Că fetelețe să primească? Nu. Ha? Nu. N-ai primit o floricică? Hm? Da. Am fost cu Amanda de la primărie. Unde? Acolo, de 8 martie. De 8 martie? Da. Ia uite pânița ta cum ăsta. O poți chema cu aceea. Du-te, că atacă. A, e de asta atacatoare? Da, odată l-am mușcat pe omul nostru de cai, de două ori. De unde l-a mușcat? De umăr? Da, o sărit în patru picioare. Zică, domnul Dorel. Da, domnul Cristi. Îți mulțumesc tare frumos pentru ospitalitate. Vreau să zic că ai un loc foarte frumos, cu cai. Și aici fetițele tale... Zic că aici fetițele tale trăiesc o viață bună. Da, domnul Cristi, astea... Uite, am una prăpădită aici. Uite, domnul Cristi. O fetiță frumos. Îmi place să ridici pe sus, uite. Așa, așa. Uite, domnul Cristi, ce forță are, uite. Uite-te. Aia cum se ține așa în degetele? Uite-te. Foarte frumoasă familie. Asta aici le plac foarte mult caii. Tot timpul cu mine. Așa. Mădălina are ponei ei. Am vorbit cu Mădă? Aici cu soția dumneavoastră, domnul Dorel?
O herghe... Cea pitică nu știe să ferească de cai, domnul Cristian. Da, lasă că învață. Domnul Zorel, aici o herghelie frumoasă. Câți cai ai aici la grămadă? În afară de armăsare ce ai de la grămadă? Da, vreo 30 de cai am, domnul Cristi, dar nu stea chiar toți aici. Mai am o iapă care am scăpat-o cu mâz, mai am ceva cai în Florești, nu am toți cai. Așa. Carmăsarii țin în Florești. Aici calul lui domnul îngrijitor, așa-i? Da, al lui domnul Ioan Ilea. E calul lui. Domnul Zorel, o afacere frumoasă de familie. Da. Din care nu știu cât de... Nu știu dacă se câștigă, dar e vorba de pasiune. Dorim, trebuie să ai un stol de păsărele ca să ții atâția cai. Adică să fii un pic nebun? Un pic nebun. Așa, așa. Oricum mă bucur tare mult că aici la Cluj avem crescători de cai. Da. Și iubitori totodată. Domnul Costel, domnul Dorin. Așa îi salutăm. Îi salutăm pe prietenii noștri. Da, și iau cai foarte, foarte frumoși. Le dorim sănătate și... Avem pe domnul Romică și el are cai. Așa. Avem o grămadă de prieteni. Alex Chira, pe Sândel de la Cubleșul Someșan. Așa, n-am fost pe la el de ani de zile. Are marfă foarte frumos. O să mă duc pe la el. Domnul Miluz e la Eclod. Așa. Are foarte, foarte bune epe. Acum nu e nouă, nu e rușine cu negrele astea, domnul. Da, da. Nu ne fac de rușine negrele astea. Da. Deci avem o iapă de la domnul Bexa, pe care o salutăm. Iapa ce ai mâncat acum de jos? Da, da, da. Neagra? Da. Avem o neagră aici de la domnul Nicu de la Tinca, vine aici la mine herghelie. Uite, câinii fac gălăgie, au văzut ceva, domnul Cristin? Care neagră de la domnul Nicu? Prima din față de la domnul. Prima, da? Da? Asta de aici de la Bexa. Așa, frumoasă iapă. Cealaltă dincolo e o iapă din Ungaria. Așa. Aici am ceva iepe de la... De la Bruno. Mă, dă vine mâine cu ponii la expoziție. Nu, nu. Nu vine, mă, dă. Dar se face, avem trofeele. Am înțeles, dar trebuie să duc armăsare și vreau să-l bag pe unul la frumusețe și nu pot să bag ponei lângă... Am înțeles, lângă armăsare. Da. Acum am mai apă blondă de la Luxemburg, domnul Cristinel. Aici mai am un metis de ardenez. Care? Ăsta micuțul? Da. Ăla cât timp are metisul? O lună? Nu, nu, nu. Iapa, mama ei metis. Așa. Mânzul din ce armăsar? Din armăsarul domnului Bexa, Dan Bexa. Din blondul ce l-a avut el? Nu, sau? Nu, din negru. Din negru? Negru, da. Un armăsar foarte frumos. Aici avem o pereche de epe de trăsură. Cea cu roșu e de 4 ani. Așa. Cealaltă cu galben e de 5 ani. Aceea cu galben e gestantă cu ormăsarul domnului Ionuț de la Secădat, cel tărcat. Așa. Asta cu roșu e gestantă cu ormăsarul meu negru. Așa. Îți de vânzare amândouă iepele. Frumoase. Asta e apă românească. Asta ciocolatie? Da, asta e prietenul meu, domnul Cristi. Neagra? Rus. Nu, neagra. Nu. Ciocolatie. Ciocolatie, îl salutăm pe domnul Cristi. Îngrijesc eu. Acel negru e un mânz care nu e de vânzare. Care? Acel negru, mama lui plecată de aici, a fugit dintre cai cu sora lui, are o, așa și o mamă frumoasă. I-am văzut. Și o soră foarte frumoasă. Ce să-ți mai spui, domnul Cristi? Acum am recuperat această mânză tărcată de 2 ani. Asta tărcată am vândut-o la Târgul de Puști, domnul Cristinel. Așa, am fost acolo într-o zi cu domnul Cotel. Din apa tărcată ce am avut-o de la Polonia, care era... Mamă, la unul dintre armăsarii tărcat ce a avut domnul Sorin. Așa, Sorin, care Sorin? Șoricelul, prietenul nostru, domnul pe care Sorin. Îl salutăm de la Baia Mare. Așa, îi dorim sănătate. Așa, și din urlet. Din iapa tărcată și din urlet, am vândut-o, n-am avut de lucru. Și acum am cumpărat înapoi, domnul Cristina, că mi-a fost foarte dragă. Așa, așa. Acolo avem o iapă tărcată de tincăr. Și o măzuță foarte frumoasă are din Bruno. Acum suge, nu se vede foarte bine. Așa. Asta e o iapă care se trage de la domnul Nicu de la Tinca. Așa, după cum ați mai zis, din da. Ori. Și cealaltă e de la domnul Dan Bixa.
Cea din spate? Da. Nu, domnul Cristina, că n-am cu ce să fac până aici. Domnul Cristina, o să o aduc până la tine, dar nu prea am cu ce, dar rezolvam unul. Au, domnul Cristina. Da. Cea mai importantă figură scăpată. Cu cureaua? Hai, ne... Cum îi zicea Bexa la ea pe asta? Nu știu exact. Balena ucigașă? Știu. Op, op. Ai, ai. Sandane. Frumoase. E, da. O, că mă duce, Samu. Domnul Zorel. O. Tati, mi-am lăsat capra, caflu și mi-a rămas căpăsul agățat de e. Trebuie să rezolvi cu căpăsul, să-l dai jos. Domnul Cristinel. Așa. Te rog frumos să-mi dai un cadru. Cala, vagabund. Tati, vreau și eu vreau. Ia, sari în brațe la tati să-i dau ușor numai. Să nu-ți perie mepele. Să mă sui. Ai urcă pe mine aici în ea. Nu ai. Prinde de zadie. Pe mine sus, pune piciorul pe mine. Așa, e ca pe mine. Așa, nu, numai nu zice ca mici. Așa, pe mâna mea, pe mână, pe față. În față, așa. Da, așa. Acum. Muncește un picuț. Nu ai. Da, urcă-te sus, pe mâna mea, așa. Ura! Bravo! Nu vei primi un premiu, domnișoară. Domnul Cristi. Mădălina a crescut aici între cai. Arată-i o schemă la domnul Cristi. Ia să te vedem, mă dă. Da, întoarce un pic. Întoarce ca... Era... Da. Da. Domnul Cristi. Super. Lasă-i înapoi. Da. Auzi, întoarce un pic încolo, iapa, ca să o vedem din lateral. Stai așa. Încă un pic. No, acum arată-ne schema aia. Nu, acum, vă arată schemă. Stai, că s-a mișcat. Hop. Nu o lovi acum. Nu o lovi, tu vorbești frumos, că... Bravo! Dar... Vreau că te stai perfect. E, dacă mai fost prima dată. Hai cu tine. Ura. Hai. Stai cu mine. Ura, hai, hai. Hai jos, hai jos, hai că o miros de armăsară și nu-i place. Hop. Hai aici. Sau sare acolo, nu, sare acolo, arăt la domnul Cristi. Gata, da, o mers armăsarul. Uite, domnul Cristi, că știe și sări jos. Da, să-i arăt meșcheria mea. Ce meșcherie ai? Hai să vedem. Cum te lași așa pe spate? Ha? No. Domnul Cristi, l-ai văzut? Nu, no, ne mai arătează cum stai lumânare sus. Mai arată eu dată la domnul. Nu, no, mai arată mie odată. Dar să stai o secundă, bine? Nu merg până la 3, bine, în gând. Frumos în picioare, perfect. Lasă-te de comă. Domnul doresc să te văd? Domnul doresc să te văd? No, ce zici de Mădălina, domnul? Da, ce să zic eu, o fetiță puternică. Ești una din fetițele Power Pub, așa-i? Da, Mădălina are 7 ani și de când a făcut o măsetă pe cai. Viață bună, cum să zici, așa-i? N-ar jos, Mădălina. Nu, că mi-e... Nu, dă-te jos pe partea. Arată-te la domnul Cristi cum te dai jos. Bravo! Bravo! Ușor, nu-i voie să intri brusc pe cai. Nu. Ai văzut, domnul Cristi, ce vrea să facă Mădălina? Hai, mă, dă-te. Hai, mă, dă-te, te văd. Vezi? Stai că se întoarce. Na, uite, ce fain era dacă erai acum sus calarea. Mă, dă. Acum ți-a duceai o tură cu calul. Tati, și eu vreau o tură cu calul. Lasă pe ea pe Libexa că vreau o tură cu calul. Nu, dă-i pace că mergem acum în... Că zici... Asta nu, cu asta nu mai gâtăm în veci. Cristica, ar fi fain o... Nu, no, mă, dar leargă să te văd cum alergi și tu, ura, hai! Dang, 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 dang! Sau, domnul Cristi. Treabă bună, domnul Zorel, aici la tine, la fermă. Nu, no, hai să mergem, domnul Cristi. Domnul Zorel, ce ți-ai propus acum în seara asta să faci? Faceți un pic de antrenament pentru mergi mâine? Mergi să prindem un pic armăsarul cu... Așa, că i-ați mai prins și zilele trecute, dar... Să nu mai... l-am prins, nu i-am prins încă împreună, acum e prindem prima dată. Acum prima dată. Mergem până la Nicu Bușu să prindem un pic să se plimbe și apoi mâine îi punem la forță, domnul Cristi. Am înțeles.
Domnul Zorel, îți mulțumesc tare frumos. Nu e neapărat să câștigăm. Să fiți prezent. Satisfacție. Să fiți prezent, să fie cât de multe echipe acolo. Exact. Treabă bună. Abia apucăm să ne întâlnim cu toți prietenii din țară. Tati. Domnul Cristinel. Mulțumim mult. Cu mare plăcere. Da, eu pe felie, eu vin încolo. Vă salut cu respect, domnul Cristinel. Vă mulțumesc. Tati, știi că am pățit cu suzi. Domn Zorel, mulțumesc mult! Sănătate vă doresc! Numai bine, domnul Cristinel! Ne vedem sus acum la... Așteptăm pe la noi, domnul Cristinel! Mulțumesc! Bine, mă dă! Bine! Te-a trimit, i-am pus la tine. Adaugă, fie!